Bună ziua și bine v-am găsit! Dragilor, vă voi prezenta previziunile pentru anul 2024. Există însă o deosebire în ceea ce vă voi spune acum, pentru că această previziune nu este bazată ca și până acum pe etalări, pe cărți, pe tarot și alt fel de lucruri, ci este o previziune reală bazată pe poziția planetelor, în special pe poziția planetelor în tranzit, poziția planetelor lente. E bine să precizez că aceste previziuni sunt valabile mai ales pentru poziția lunii în horoscopul natal. Pentru aceasta va trebui ca voi să căutați, să știți unde este luna în horoscopul vostru. Se poate spune că acest an va fi un an cu multe realizări în lumea materială, deoarece numărul anului viitor, anul 2024, este numărul 8. Numărul 8 este numărul lui Saturn, ce este responsabil de lumea materială, ceea ce ar însemna finanțe, bunuri, hrană, medicamente, toate resursele naturale, inclusiv corpul nostru fizic. Vom avea de străbătut, de trecut, printr-o schimbare de mari proporții în toate aceste domenii, cum ar fi bănci, proprietăți, în sănătate, în agricultură, în construcții, în producție, tot ceea ce vedem că are de-a face cu lumea materială. Astfel, împărțirea bogățiilor, a resurselor, va fi făcută în mod echitabil, va fi o gestionare corectă a bunurilor și a resurselor planetei, resurselor naturale, pentru că vorbim aici nu numai despre previziuni legate de țara noastră, de România, pentru că noi toți suntem legați de tot ceea ce se întâmplă pe planetă. Însă și planeta este o lume unitară, deci facem parte dintr-un întreg care ne condiționează viața. Deci vor fi mari schimbări, schimbări în bine. Va fi un început, de fapt. Nu se rezolvă totul într-un an, pentru că vor fi schimbări profunde, foarte, foarte importante. Se va acorda multă atenție, multă importanță respectului pentru natură, pentru toate vietățile, pentru viață în general. Se va trece la o hrană naturală și sănătoasă, se va reveni la folosirea remediilor naturale, nu ca și până acum cu medicina aceasta care folosește chimicale. Se va trece din nou la folosirea remediilor naturale. De asemenea, se va face justiție, o justiție echitabilă, nu pedeapsă, ci o justiție adevărată. Vechiul sistem, care este șubret de mult timp, va fi înlocuit, iar cei ce au distrus natura, ce au distrus viața în multiple forme și au blocat progresul omenirii, vor fi înlocuiți cu persoane pozitive și competente, ce vor reconstrui lumea noastră, planeta asta, automat și țara noastră, se vor reconstrui multe lucruri pe baze spirituale, tot ceea ce ține de viața umană. În concluzie, toate aceste eforturi, toate aceste schimbări vor avea loc. Nu vor fi ușoare. Va fi mult de muncă,
Dar există un spirit de echipă și gândul că tot ceea ce facem, gândul că vom face toate aceste schimbări pentru viitor, într-un mod corect, aduce multă energie și totul se va face cu plăcere, cu convingere, pentru că se va lupta pentru lucruri pozitive, bune. Va fi mult echilibru și armonie, se vor renoda, nu vorbesc neapărat numai de 2024, pentru că, așa cum spuneam, acest an este un început și aceste schimbări vor continua mulți ani. Deci, nu vorbim numai de acest an. Schimbările vor fi pe multe planuri, pe multe nivele, ceea ce necesită timp. Anul 2024 este un an de eforturi, să zicem, comune pentru un scop adevărat, pentru o viață adevărată, ca fiecare să aibă posibilitatea să nu mai fie sărăcie, să aibă resursele necesare, hrană, adăpost și o viață decentă. Taur. Când vorbim de previziuni, să nu uităm că ele sunt generale, nu pot fi totdeauna valabile pentru toate persoanele. Acestea sunt bazate pe horoscop, adică ascendentul, luna sau soarele în taur. Aici pot spune că sunt știri bune, știri bune pentru că taurul va fi un pic favorizat de soartă în acest an. El va avea bani foarte buni, chiar și reușită. Dar nu chiar atât de ușor. Nu vor veni chiar atât de ușor. Vor fi necesare ceva sacrificii. În același timp, taurul va fi necesar să fie atent la sănătate. Va fi un pic izolat, singur. Va avea ceva lupte cu lucrurile din trecut, cu anumite persoane din trecutul său. Dar, în general, anul 2024 pentru taur va fi bun. Va avea multe realizări. Va avea bani, va avea succes. Până la jumătatea anului e mai multă relaxare. E posibil pentru cei mai tineri, chiar să fie vorba despre o căsătorie, iar în a doua jumătate, începând cu luna iunie, să fie realizări materiale mai pronunțate, mai puternice, mai mari. Lucruri care aduc succes. Dar, așa cum am spus, acest succes vine totuși cu anumite sacrificii. E nevoie, poate, de izolare, de o muncă asiduă, un efort asidu pentru a avea acești bani și acel succes. Taurul trebuie să fie atent la sănătate, la bolile legate de plămâni, de respirație, la ceea ce este legat de stres. Taurul va fi cumva izolat, așa cum am spus, stă prea mult singur, nu comunică prea mult, nu e prea dinamic și astfel stilul de viață își va spune cuvântul, ceea ce poate duce la probleme de sănătate. Dar în general vor fi reușite care vor da taurului multă determinare pentru că sunt rezultate bune. Deci taurul este unul dintre cele mai favorizate semne din horoscop în anul 2024.
Ar trebui să mai subliniez aici că Taurul în anul 2024 va avea multe reușite, este adevărat, dar modul de viață, stilul de viață și toate tensiunile care vor fi, vor afecta partea de sănătate. Ele se datorează în principal unui stil de viață auster, pentru că va fi supus unui stil de viață de acest fel, stil de viață auster a renunțărilor, a izolării. Și de asemenea, faptului că se impune un pic o forțare a destinului pentru a reuși să rezolve, să realizeze ceea ce și-a propus, lucruri legate mai ales de bani și de succes. Deci, banii vor fi necesari pentru a reuși să rezolve situații materiale legate de bunuri, de multe ori de pământul, de investiții. Aspectul material necesită o concentrare foarte mare în anul 2024. Din această pricină spun că sănătatea poate avea un pic de suferit. E vorba de punctele cele mai slabe. E vorba de stres care va afecta stomacul, partea de digestie, ficatul, precum și picioare. Posibil să fie acolo ceva probleme. Dar să nu uităm că nu toată lumea, nu pentru toți Taurii este valabil acest lucru. Deci vorbesc că majoritatea acestor lucruri pe care le spun acum sunt valabile pentru cei peste 30 și până în 60 de ani. În esență, Taurul va avea un an bun, adică cu rezultate, ceea ce contează cel mai mult. Dar să fim atenți ca rezultatele să fie bune, să reușim să facem lucrurile bune și bine, să nu avem pierderi, adică pierderi materiale, să nu avem pierderi ale sănătății, să nu ajungem să fim șubrezi, să forțăm prea mult destinul, să ne slăbim sănătatea mentală și fizică. Deci, aceasta trebuie avută în vedere pentru că există foarte multă putere și forță în modul cum se fac lucrurile și ar fi necesar să se aplice mai multă blândețe în tot ceea ce se face. Este de preferat o viață mai relaxată pentru a avea aceleași rezultate, să spun. Cam atât, vă doresc un an fericit și mult bine. La revedere, vă mulțumesc, pe curând!